Atunci când ce teamă mai eliberat, voi cânta necetat, Doamne, lupta este a ta. Tatăl meu, rug aceste înalții și adu-ți aminte de promisiunea ta. Tu mă porți în carul tău de biruință, plin de credință voi cânta. Ascultă-o, Tatăl meu, rug aceste înalții și adu-ți aminte de promisiunea ta. Tu mă porți în carul tău de biruință, plin de credință voi cânta. Ia-mă de mână și du-mă cu tine, vreau să văd de sus planul tău, Iisus. În orice dimineață ești cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Aminte de promisiunea ta. Tu mă porți în carul tău de biruință, plin de credință voi cânta. Ia-mă de mână și du-mă cu tine, vreau să văd de sus planul tău, Iisus. În orice dimineață ești cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Cât eu am văzut până acum, tu-mi schimbi perspectiva, îmi lărgești orizontul, tu ești viitorul meu. Sus pe culmea muntelui eu văd mai departe, mult mai mult decât eu am văzut până acum, tu-mi schimbi perspectiva, îmi lărgești orizontul, tu ești viitorul meu. Ia-mă de mână și du-mă cu tine, vreau să văd de sus planul tău, Iisus. În orice dimineață ești cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Ia-mă! Ia-mă de mână și du-mă cu tine, vreau să văd de sus planul tău, Iisus. În orice dimineață cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Ești viitorul meu, 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 ești viitorul. Ești viitorul meu, ești viitorul meu, ești viitorul meu. Aleluia!
Iisus, Tu ești viitorul nostru. De aceea spunem că nu ne temem cu Tine, Iisus. Oricât de mare ar fi valea, oricât de mare ar fi muntele din fața noastră, Iisus, nu ne temem. Nu ne temem, Iisus. Nu e
e munte pe mare, pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, nu e pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, nu e pustiu prea uscat, nu e, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, nimic nu-i prea greu pentru Domnul meu, nimic, nimic, nimic nu-i prea greu, nimic, nimic nu-i prea greu. Vrem să intrăm mai mult în prezența Ta. Mai mult în prezența Ta, Iisus. Spune din partea Ta, caută fața mea, cu toată ființa mea te caut, să privesc frumusețea Ta, transformare iubirea Ta, cu toată ființa mea te caut. Inima spune din partea Ta, caută fața mea, cu toată ființa mea te caut, să privesc frumusețea Ta, transformat de iubirea Ta, cu toată ființa mea te caut. Du-mă mai aproape în prezența, Ta. Lângă Tine, Tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al Tău. Învață-mă calea Ta, condu-mă pe cărarea Ta, cu toată ființa mea te caut. Umple-mă cu Duhul Tău, să fiu reaprins din nou, cu toată ființa mea te caut. Du-mă mai aproape! Du-mă mai aproape în prezența Ta, du-mă mai aproape de inima Ta. Să fiu mereu tot ce
ce este mine. Spune-i, spune-i din toată inima. Tu mă bucur și încântat am ascultat declarația fiecăruia dintre dumneavoastră. Doamne, vreau să fiu mai aproape de Tine. Și prin Iisus Hristos avem intrare slobodă de la Tată și fiecare dintre noi poate să fie lângă inima lui Dumnezeu. Haideți să ocupăm locurile pentru câteva minute, pentru că aș dori să vă încurajez cu niște cuvinte din Sfânta Scriptură. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu este purtător și dătător de viață, de înțelepciune, putere și adevăr. Și când Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a spus doar atât: să fie. Și a fost. Și fiecare cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu include și puterea de a împlini ceea ce El desemnează, ceea ce El spune. Fiecare promisiune pe care o face Dumnezeu conține și sămânța propriei sale împliniri. Acele semințe, aceste promisiuni pe care Dumnezeu le face pentru viața ta, au un timp în care să rodească în viața ta. Când sunt udate cu rugăciuni pline de speranță și credință, când ai încrederea fermă în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, și când aștepți răbdător momentul lui Dumnezeu, cuvântul Său nu poate da greș, pentru că El nu se întoarce fără rod, spune Biblia. Când înțelegi profunzimea acestui lucru și adevărului biblic, expresia Dumnezeu să te binecuvinteze capătă greutate. Și când rostim binecuvântările lui Dumnezeu, acestea se revarsă peste noi. Dacă credem, dacă le spunem, dacă acționăm. Dumnezeu acționează și aș dori ca să afișăm Numeri, capitolul 6, cu versetul 27. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu îi voi binecuvânta. Numeri 6, cu 27. Cuvântul acesta, versetul acesta este pe inima mea de multă vreme și m-am gândit deseori la el. Și mi-am dat seama că nu este doar pentru binecuvântarea copiilor, nu este doar pentru binecuvântarea familiilor binecuvântările rostite cu ocazia zilei de naștere, ci această frumoasă binecuvântare este un model, poate fi un model similar rugăciunii Tatăl nostru. Dar aceasta este mai mult decât, scopul este mai mult decât o rugăciune sau mai mult decât o binecuvântare rostită cu anumite ocazii, ci ea comunică dorința pe care o avea Domnul Dumnezeu de a investi în poporul Său și binecuvântarea ce rezultă din numele Lui. Numele Domnului reprezintă pe Dumnezeu însuși, astfel încât această binecuvântare, atunci când o rostim din toată inima, ea devine o cerere că Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului, respectiv în inima mea, și să împlinească nevoile. Repet încă o dată, atunci când rostești această binecuvântare, aceasta este o cerere ca Dumnezeu să locuiască în inima ta, dacă o rostești pentru tine, în inima celui peste care o rostești și să împlinească nevoile. Ce înseamnă a pune numele Domnului? Înseamnă a chema, înseamnă a rosti și în momentul acela tu capeți o valoare. Ascultați ce spune Deuteronom 28:10. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Ai o valoare în momentul în care rostești numele Domnului și pui numele Domnului peste viața ta sau peste viața celor de lângă tine. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Și în momentul acela tu ești ascuns, tu ești adus, tu ești chemat, tu ești pus în Dumnezeu. Isaia în 43 spune: Eu, Domnul, voi chema
de la miază noapte și de la miază zi, pe toți cei ce poartă numele meu. Iudeii îl considerau pe Dumnezeu Iahve, un nume pe care îl considerau de nepătruns, de neîmpărtășit și chiar se fereau să rostească. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal și de aceea Sfânta Scriptură prezintă mai multe nume ale Tatălui, ale Fiului și ale Duhului Sfânt care să fie o încurajare pentru tine, să fie o relație personală, apropiată, să nu fie doar o forță mistică acolo sus în univers care stă și veghează, nu, ci să fie Dumnezeul tău și al meu în viața de zi cu zi. Spuneți dumneavoastră, atunci când ai nevoie de o haină, unde te duci? La croitor. Atunci când ai nevoie de cineva necunoscut, parcă este mai ușor, parcă are mai mare greutate să-i spui vin din partea lui X sau X mi-a spus că mă puteți ajuta sau am numărul dumneavoastră de la X. Și atunci, nu este normal să mergi la tata? Când ai nevoie de ceva, să te duci la tata? Nu este normal că atunci, ca să mergi la mângâietorul atunci când ești întristat? Nu este normal să cauți pe sfetnicul care să-ți dea un sfat? Atunci nu este mai normal ca să folosești cheia sau parola oferită de, vorbind în termenii noștri din ziua de astăzi, oferită de Domnul Iisus Hristos, orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da? Ce înseamnă să pun practic numele Domnului peste mine, peste familia mea, peste cei din jurul meu? Înseamnă să rostesc, să cer, să cred, să mă adăpostesc în Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și jertfească fiul. Și înainte de a ajunge sus pe muntele Moria, i-a spus fiului său, fiule, Domnul va purta de grijă. Și după ce Dumnezeu l-a scăpat și a trimis, l-a oprit pe Avram și a spus, văd că te încrezi în mine, i-a arătat mielul pe care să-l jertfească. Dumnezeu, Avram a numit locul acela Jehova Ire, Iahve Ire, Domnul care poartă de grijă. Vedeți dumneavoastră, și înainte, și după eveniment, Avram s-a încrezut în Dumnezeu și a pus numele Domnului peste situația respectivă. Lucrul acesta nu se aplică numai la Avram. Noul Testament spune că Domnul Dumnezeu vede nevoile noastre și oferă răspunsuri. Tatăl vostru cel ceresc, spunea Hristos, știe că aveți trebuință de ele. Pune numele Domnului Iahve Ire și El îți va vedea nevoile și El îți va purta grijile. Apoi, poporul Domnului, când mergea prin pustie și se vedea amenințat de puternicele armate ale lui Amalec, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Și înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru el, Moise a zidit un altar pe care l-a închinat Domnului și a spus, Iahve Nisi, Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți, a spus Moise. Iar în Cronici spune iarăși, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și înainte de luptă și după luptă, Moise a rostit numele Domnului, a proclamat numele Domnului, a preluat numele Domnului peste el, peste situație, peste popor, și Dumnezeu a dat izbândă. Mergi înainte cu situațiile prin care ai trecut biruitor. Atunci când lupți, adu-ți aminte de modul în care Dumnezeu a luptat înainte pentru tine și pune-le în numele Domnului, ascunde-te în steagul acesta. Adu-ți aminte de ceea ce a lucrat Domnul în strămoșii noștri, în familiile noastre, în înaintașii noștri. Ai prins această idee? De ce să te descurajezi? De ce să crezi că ești înfrânt sau că vei fi înfrânt? De ce încerci să câștigi lupta de unul singur? Singurul conflict spiritual pe care poate fi câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. Dumnezeu nu se așteaptă neapărat ca tu să câștigi lupta, ci El se așteaptă ca tu să-i te predai, să lași pe El să câștige în locul tău. Asta înseamnă că nu trebuie să mai luptăm deloc? Nu. Tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței. Abandonează-te în mâinile lui Dumnezeu, încrede-te în Iahve Nisi, Dumnezeu steagul tău, și El va câștiga pentru tine. Apoi avem Jehova Shalom, Domnul este pacea mea. Gedeon, înainte de atunci când îngerul Domnului a venit și s-a prezentat, a spus, da, eu sunt mic, eu nu pot, eu nu știu.
cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Iată răspunsul Domnului. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian. Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Un Gedeon înspăimântat l-a crezut pe Dumnezeu, a proclamat Iahve Shalom, Dumnezeu este pacea mea, și a mers înainte cu această pace. Deseori presupunem că pacea înseamnă schimbarea situației din jurul nostru. Dar asemenea lui Gedeon, trebuie să învățăm că pacea lăuntrică nu depinde de modificarea circumstanțelor, ci pacea lăuntrică depinde de credința în Dumnezeu, depinde în cine te-a ascuns, cine este cu tine, depinde de trăirea cu Dumnezeu în fiecare zi. Gedeon a avut credință și a acționat. Pune numele Domnului Jehova Shalom, Iahve Shalom peste tine, crede lucrul acesta și acționează. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, spunea Mântuitorul. Să nu vi se tulbure inima, să nu vi se înspăimânte. Indiferent cât de nepregătite simți pentru a face față provocărilor, adu-ți aminte de cuvintele Domnului. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Amin, aleluia. Așa că datoria ta este să îndrăznești, să te încrezi, să pui numele Domnului peste viața ta, peste familia ta și să lași pe El ca să facă restul. Și mai avem multe nume pe care să le punem peste viața noastră. Îl avem pe Domnul neprihănirea noastră, îl avem pe Domnul este aici, Iahve Shamah, din Ezechiel 48. În aceeași măsură îl avem pe Emanuel, Domnul este cu noi, din Isaia 7. Asta înseamnă că în orice loc Domnul este aici, în orice împrejurare Domnul este cu noi și pentru noi. Domnul este mereu disponibil și mereu prezent. El este lângă tine. Așteaptă doar ca tu să te duci lângă El. Bineînțeles că l-avem și pe Iahve Rafa, Domnul Vindecătorul, atât cel care vindecă trupul, ci și cel care vindecă sufletul nostru. Și mai sunt multe alte nume binecuvântate, inclusiv în dreptul Fiului, spune că oamenii îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii, dar nu uitați nici de Mângâietorul, de Duhul Adevărului, de Duhul Făgăduinței, de Duhul de Viață, de Duhul Slavei. Toate aceste nume scrise în Sfânta Scriptură, luați-le pentru voi personal, puneți-le peste viața noastră, peste viața voastră. Nu folosiți aceste nume doar ca o expresie magică, doar ca pe o formulă sacră, ci personalizați-o nevoii voastre, familiei voastre. Credeți și acționați. Aș dori să închei, dar nu înainte de a vă aduce aminte de ceea ce și-a asumat Toma și de ceea ce a rostit Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. A pus numele acesta peste viața lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este Iisus Hristos stăpânul vieții tale? Îți conduce El viața? Ocupă El locul central? Asculți tu de Domnul Iisus sau de alți domni ai vicilor și ai păcatului? Îl recunoști tu pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov ca Dumnezeu al tău personal, Dumnezeul Creatorul? Ca fiind singurul Dumnezeu adevărat? Ascunde-te sub această pecete, Domnul meu și Dumnezeul meu. Recunoaște-L în toate căile tale. Și apoi caută și primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din această dimineață vreau mai mult, mai personal, mai adânc să rostiți această binecuvântare și să puneți numele Domnului peste voi și peste viața voastră. Amin. Mai mult du-mă mai aproape.
al tău. Sunt al tău. Sunt al tău. Sunt al tău. În inimile noastre, viețile noastre, atingi trupul, sufletul și Duhul nostru, Doamne. Și mă rog să atingi Duhul nostru în această zi, Doamne. Mă rog ca dincolo de straturile exterioare ale Duhului, ale trupului și a sufletului, mă rog să atingi Duhul nostru, să ne duci la un alt nivel, să ne crești într-un alt mod. Și îți mulțumesc pentru ceea ce faci în noi. Amin. Mulțumesc pentru slujire, dragilor. Se poate porni și PowerPoint-ul. Aș vrea, înainte de a începe mesajul de astăzi, să încep cu un avertisment. Mesajul de astăzi este în categoria hrană tare, care probabil că va fi mai dificil de mestecat sau de înțeles pentru unii care sunt copii în credință. De aceea recomand și celor prezenți, dar și celor care ne urmăresc pe internet, să urmărească și primul mesaj din seria aceasta despre închinare, pentru că unele lucruri sunt legate de ceea ce am spus acum vreo lună jumate, parcă, și nu pot să le mai repet, vor merge la mai departe. Asta în primul rând. Apoi vreau să spun câteva premise, ca să fiu bine înțeles de ce am spus acest avertisment. Ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit în urmă cu câteva timp este că avem nevoie ca și biserică să mergem la un alt nivel. Și la un alt nivel și ca închinare. Unul dintre capitolele importante ale creșterii spirituale a Bisericii Filadelfia este închinarea. Închinarea are două dimensiuni. Unu, echipa de închinare are nevoie să evolueze la alt nivel. Și biserica are nevoie să facă lucrul acesta.
Spun aceasta pentru că avem foarte mulți, ca și biserică, foarte multe persoane care s-au adăugat bisericii în ultimii 2 ani, foarte mulți, și care au prins unele lucruri, hai să zicem, din zbor. Au văzut anumite lucruri despre închinare și ei cred că au înțeles despre ce este închinarea asta. E altfel ca la alte biserici, dar sună bine, e interesant. Dar mă tem că nu au înțeles esențialul. Și pericolul este, în loc să avem o închinare duhovnicească, o închinare la nivelul Duhului, așa cum ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, ca unor creștini, ca unor copii al lui Dumnezeu, există riscul să avem o închinare sufletească. O închinare la nivelul sufletului, doar. Dacă, și atunci poate ne mirăm, de ce nu avem schimbări majore ale vieții noastre? Schimbările majore în viața unui credincios se petrec la nivelul Duhului. Atunci când înțelegem identitatea noastră spirituală și atunci când avem părtășie cu Domnul la nivelul Duhului nostru și nu doar la nivelul sufletului nostru. Vă înțelegeți? Schimbările esențiale, transformările esențiale ale vieții credinciosului se petrec la nivelul Duhului și apoi pătrund la nivelul sufletului nostru, ating și trupul nostru, ating viața noastră întregimea. Însă dacă închinarea noastră nu este la nivelul Duhului nostru, ci este doar una sufletească, aceste lucruri nu se vor întâmpla. Știți ce se va întâmpla? Va fi o stare de bine. Ne vom simți bine, însă vom rata esențialul. Așa cum este în familie și când te-ai căsătorit, nu s-a terminat totul. Ai curtat-o, ai pus mâna pe ea, i-ai pus inel în deget și gata, s-a terminat. Dragul meu bărbat, e valabil și invers, dar să vorbesc din perspectiva asta, dragul meu bărbat tânăr, nu s-a terminat totul aici. Dragostea ta nu a însemnat doar să ajungi la nivelul ăsta, ci dragostea ta trebuie să crească. Să vezi cum poți să o iubești mai mult pe soția ta. Cum să o înțelegi mai bine. Și o să vezi că n-ai cunoscut-o încă, de fapt. Îți trebuie viață, într-adevăr. Dar este datoria ta să o cunoști și să o iubești ca să simtă iubită. Și să o duci în destinul ei. Dragoste pentru ea nu înseamnă că ai pus mâna pe ea și acum o ții ca bibelou acasă, să stea pentru tine, să te slujească. Dragoste pentru ea înseamnă să o duci în destinul ei. Înseamnă să vezi și abilitățile ei și chemarea lui Dumnezeu pentru viața ei. Și să contribui la asta. Nu e despre familia astăzi. Dar exemplul acesta a fost ca să vedem ce înseamnă și creșterea noastră în domeniul închinării. Faptul că am învățat și stăpânim un instrument, faptul că am învățat anumite lucruri, nu s-a terminat, dragilor. Mă refer la echipa de închinare. Nu s-a terminat. Nu se termină niciodată. Niciodată nu se termină. Suntem chemați să creștem mai mult și mai mult. Se schimbă sezoane, se schimbă vremurile. Și noi trebuie să stăm în conexiune cu Dumnezeu. Și să ne vorbească El. Și asta este un efort. Și asta este o căutare. La fel, pentru ceilalți credincioși. O altă premiză care vreau să spun, importantă, este echipa de închinare vă iubesc. Dar vă iubesc așa cum iubește Dumnezeu. Știți cum iubește Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne vrea mai buni. Ne iubește așa cum suntem, dar ne vrea mai buni. Nu pentru interesul Lui, ci pentru binele nostru. Pentru că așa e bine pentru noi. Pentru că în modul ăsta devenim mai buni, suntem binecuvântați și trăim la un alt nivel al experienței cu Dumnezeu. Am spus data trecută că mare parte din bisericile evanghelice din Occident, din Africa, America de Sud, Asia, au adoptat un mod de închinare pe care practicăm și noi ca și biserică.
La noi a fost preluate modelul de unele biserici evanghelice, dar mai ales de cele non-denominaționale. Cântece sau anumite elemente le-au preluat și alte biserici evanghelice. Dar marea problemă este că nu este înțeleasă logica acestui model de închinare. Cum am spus mai devreme, putem să percepem anumite lucruri. Cântăm un anumit fel de cântece, într-o anumită legătură. Dar când nu înțelegem filozofia acestui format de închinare, când nu înțelegem cu adevărat care este scopul lui, s-ar putea să pierdem esențialul. Primul slide, te rog, am să aduc aminte puțin, foarte pe scurt, ceea ce am spus data trecută. Închinare înseamnă a te proșterne, înaintea cuiva face o reverență, a recunoaște superioritatea cuiva. Când vorbim de închinare, înaintea lui Dumnezeu, este vorba de a recunoaște măreția Lui, bunătatea Lui, înseamnă pe de-a întregul, nu doar fizic, nu să facem doar o plecăciune fizică, înseamnă că viața noastră, viața noastră în întregime, venim înaintea lui Dumnezeu ca o recunoaștere a ceea ce este El, a ceea ce reprezintă El pentru noi. Înseamnă o recunoaștere deplină a ceea ce este El pentru viața noastră. Mai departe, te rog. Am spus, textul cel mai important care vorbește despre închinare sau care ne dă o imagine despre închinare este ceea ce Domnul Iisus îi spune femeii samaritence, și anume, vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ursalim, ci vine ceasul și acum aș venit când adevărați închinătorii se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Revin. Închinare nu sufletească, ci închinare duhovnicească. Adevărata închinare înseamnă o experiență spirituală la nivelul Duhului, nu doar la nivelul sufletului. Și dați-mi voie să fiu foarte plastic și foarte direct. La nivelul sufletului au și cei care nu cunosc pe Dumnezeu experiență. Nu doar noi iubim muzica. Și cei din lume iubesc muzica. Și cei din lume sunt atinși la nivelul sufletului de o muzică bună. Că de aia merg să audă piesele în anumite formații, nu-i fac reclamă, da? Să audă tot aceleași piese în fiecare an la festivalul nostru, le cântă. De ce oare merg și de ce sunt acolo? Că la nivelul sufletului simt ceva, îi mișcă ceva, au un anumit lucru. Dragul meu, închinare este ceva ce se întâmplă la nivelul Duhului. La nivelul Duhului. Pentru că închinarea este o experiență care trebuie să se întâmple la nivelul Duhului. Și nu doar la nivelul sufletesc. Am fost nu de mult într-o anumită prejoară, într-o altă biserică, și am auzit aceleași cântece pe care le știu, hai să dau o vârstă, probabil de acum 45 de ani. Exact aceleași. Și exact în același mod. Și expresiile faciale și tot ceea ce însemna în viața celor oameni nu denota deloc închinare. Era doar o zgândărire emoțională. Știți, este un amestec, este un amestec cu o anumită melancolie. Era o persoană cu noi care a spus, wow, n-am auzit de 20 de ani astea. Și știți ce era? O melancolie. Adică mi-aminteam când eram copil. Și pentru mine a fost să-mi aduc aminte. Când eram copil și mergeam în Asuaș, la biserica de țară și auzeam cântecele astea și erau o zgândărire emoțională. Și atât. Dar lucrul ăsta nu schimbă viața mea. Lucrul ăsta nu schimbă viața mea. Și un alt lucru pe care l-am spus data trecută, mai departe te rog, am spus că există două filozofii a timpului de închinare în biserică. Una este un timp de glorificare la adresa lui Dumnezeu și asta practică foarte multe biserici. Asta este filozofia. Nu știu dacă ei se gândesc că asta e filozofia, dar asta este ceea ce se întâmplă realmente. Nu că este un lucru greșit, nu este un lucru greșit. Înseamnă că avem o datorie față de Dumnezeu să-i aducem închinare, să-i aducem laude. Este o datorie. Și o facem, sau o fac unii în numele nostru. O face orchestra, corul. Mai cântăm și noi niște cântece despre viața creștină.
Dar, dragilor, asta nu este închinare. Nu este egal cu închinare sau cu ceea ce vrea Dumnezeu cu adevărat de la închinare. A doua filozofie despre timpul de închinare înseamnă aduce prezența manifestată a lui Dumnezeu. Filozofia de închinare a bisericii noastre este că atunci când noi ne întâlnim ca și adunare împreună, noi vrem prezența manifestată a lui Dumnezeu. Noi vrem ca lucrurile să nu se rezume la un act de datorie pe care îl facem față de Dumnezeu, că trebuie să ne rugăm, așa cum și alții cred că trebuie să fie la biserică, să participe la liturghie, ca o prezență foarte pasivă, care oricum nu înțeleg nimic, dar sunt acolo pentru că ei cred că trebuie să facă lucrul ăsta. Din păcate și bisericile evanghelice este aceeași gândire, de fapt. Sunt acolo pentru că trebuie să fie, că Dumnezeu așa îi vrea să fie acolo. Dragul meu, Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi. Are mai mult. Și acest mai mult înseamnă pentru noi o călătorie în cortul întâlnirii, în care nu mai stăm numai afară și aducem o jertfă. Pentru că modelul nou testamental este, mai departe, te rog, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 13:15. Prin el, deci, se aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Aici este inclus un model de închinare. O jertfă de laudă. Acest lucru înseamnă, este o aluzie la modelul vechi testamental al călătoriei în Sfânta Sfintelor. Din afara porților, cortului sau al templului, mai târziu, până în Sfânta Sfintelor. Pentru noi, locul nostru nu este să rămânem afară, pentru că Hristos a adus jertfa de vină pentru noi și nu mai trebuie să aducem jertfe de vină. Nu mai trebuie să ne plângem păcatele noastre, nu mai trebuie să rămânem doar la acest nivel. Nu este numai o călătorie afară. Noi avem privilegiul să ajungem în Sfânta Sfintelor, în intimitate cu Dumnezeu. Aceasta este călătoria pe care timpul de laudă și închinare trebuie să-l facă cu biserica și fiecare dintre noi. Scopul este, pornim în acest pelerinaj care conduce oamenii, începând la intrarea pe porțile orașului. Nu am timp acum să iau tot ceea ce înseamnă filozofia aceasta, însă această călătorie se termină în Sfânta Sfintelor, în intimitate cu Dumnezeu. Există câteva modele care ne arată despre închinarea biblică, pentru că acesta este subiectul zilei de astăzi, închinarea biblică. Primul model este cel al lui Cornwell, este primul care a scris, un model în 5 faze, care l-a luat după Psalmul 100. Nu este conferință de închinare. Nu mi-am propus acum să dezvolt fiecare lucru foarte pe scurt. Vreau doar să lărgesc un pic perspectiva și așteptările voastre. Închinarea este mai mult decât a cânta niște cântece. Închinarea înseamnă să mă aștept la prezența Domnului. Închinarea înseamnă să mă aștept la o experiență trăită cu El. Să vin pentru acest lucru. Nu doar să-mi fac datoria să cânt niște cântece. Modelul Cornwell este primul care ia un model biblic al formatului de închinare și îl spune că există 5 faze. În afara porților, în care vorbesc despre viața personală. Și aici îl include cântece despre viața creștină. Am fost și altă dată. Sunt biserici care cântă doar acest gen de cântece. Cântece care vorbesc despre experiența noastră creștină. Sunt ok, dar asta nu înseamnă închinare. Asta înseamnă cântece care vorbesc și care ne încurajăm. El spune, e important să încep să focalizez mulțimea. Să încep să focalizez oamenii. Ei oamenii acolo unde sunt. Și atunci când noi venim la biserică, noi venim cu gândurile noastre. Încă am rămas cuplați, poate, la meciul de aseară, la concertul de ieri, la problemele de familie, la ceea ce, cum ne-a vorbit soția, sau ce n-a făcut, sau nu ne-a dus cafea o dimineață caldă, așa cum ne-am fi așteptat, sau gândurile noastre sunt multe ori blocate. Venim cu gândurile și cu diverse gânduri.
Iar atunci când ne apropiem de închinare, noi trebuie să începem să ne detașăm de lucrurile astea. E despre Domnul aici. Aici este despre El. Modelul Cornwell spune că ar trebui să fie niște cântece la început. Gen, am spus, am nominalizat, n-am stat să nominalizez la fiecare 10.000 de motive. Nu este practic un cântec de închinare. Este un cântec care vorbește despre experiența creștină. Vorbește despre noi și este un cântec foarte bun pentru a ne liniști, pentru a termina cu alte gânduri sau alte scopuri și a ne focaliza atenția noastră înspre Dumnezeu. Mai departe, închinarea merge mai departe. Intră pe porți cu recunoștință, așa cum spune Psalmul 47. Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Ce porți? Despre ce porți este vorba aici? Este vorba, în primul rând, de inimile noastre. Despre inimile noastre, care trebuie să fim conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu și că lucrurile sunt despre El, că sunt despre întâlnirea cu El, că sunt despre faptul că stăm înaintea Regelui Regilor. Atenția noastră se mută de la cântecele despre viața creștină, despre noi, despre El. Versurile trebuie să fie doar despre El. Lucrurile privesc pe Dumnezeu în mod personal. Nu la persoana a treia. Nu la într-un alt mod. Ci lucrurile se mută înspre Dumnezeu. Rămâi, te rog, în urmă. Există două expresii care le folosim. Și sunt probabil 90% că... sau 90%, nu știu dacă dintre noastră, fac distinție între laudă și închinare. Pentru că aceste lucruri s-au încetățenit ca un limbaj în ultimii zeci de ani și revin aici puțin la istorie. Am spus cu ceva timp în urmă despre originea acestui model care este în anii 60-70, mișcarea Jesus People, care a adus practic o reformă în ceea ce înseamnă muzica și închinarea în biserici. De ce? Pentru că oamenii aceștia L-au cunoscut în mod personal pe Hristos. Oamenii aceștia reprezentau o generație a inteligenței americane, a studenților. Și oamenii aceștia au început să îl descopere pe Hristos într-o trăire personală și au început să rediscute toate problemele teologic. De ce este așa? De ce închinarea este într-un anumit mod în biserică? Când noi găsim în Biblie că ar fi altfel. Și au schimbat tot formatul. Iar lucrurile au pornit și au găsit că sunt doi termeni foarte des folosiți în Biblie. Laudă. Laudă la adresa lui Dumnezeu înseamnă enumerarea calităților lui Dumnezeu. Enumerarea și a vorbi despre atributele lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă a vorbi inimii lui Dumnezeu. Înseamnă ceea ce înseamnă relație. Închinarea are de-a face cu eu. Cu Dumnezeu. Are de-a face cu canalele de comunicare. Are de-a face cu ceea ce eu îi spun în mod personal. Când stau înaintea Lui și îi recunosc măreția și vorbesc din poziția copilului care stă la pieptul Tatălui și care vorbește în mod intim. Lauda vorbește despre măreția lui Dumnezeu, maestatea Lui, despre ceea ce reprezintă El ca și Domn al Universului, ca Cel atotputernic, și Cel care este în stare să facă toate lucrurile. Închinarea vorbește inimii Tatălui și vorbește din inima mea. Procesiunea avea loc în templu prin poarta de est, în curtea exterioară și acest lucru însemna un marș vesel. Nu am timp acum să aduc toți psalmii care vorbesc despre acest lucru, care sunt psalmi de laudă, care sunt psalmi zgomotoși, în care se spune bateți din palme, în care este gălăgie, în care sunt chimvale sunătoare, în care sunt zgomot făcut în cinstea Domnului. Și acest punct al închinării înseamnă zgomot, înseamnă că lăudăm pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și nu putem să fim unii care abia mormăie ceva. Că e vorba despre El, nu despre oricine altcineva. Și atunci acest lucru înseamnă energie, înseamnă putere, înseamnă ceva dinamic, înseamnă ceva care îl amintim pe El. 3. În curțile Lui cu laude.
Accentul se schimbă aici de la ceea ce a făcut El pentru noi, care le amintim la punctul anterior, la cine este El. Și aici înseamnă să vorbim despre atributele Lui, despre cine este El, nu doar de ce a făcut El pentru noi, de binefacerile Lui, recunoștința față de El, ci la cine este El. Și uneori spunem că am avut un timp de laudă și de închinare, dar poate niciun cântec n-a vorbit despre maiestatea lui Dumnezeu, despre atributele Lui, sau ceea ce spunea Luci mai devreme, să vorbim strict de ceea ce este El. Și acest lucru, știți de ce are importanță? Pentru că când vorbim despre măreția lui Dumnezeu și cine este El, acest lucru îl afirmăm pentru viața noastră. Ăsta e Dumnezeul meu. Așa este Dumnezeul meu. În El îmi pun încrederea. Acesta este El pentru mine. Înseamnă că stabilesc un raport între mine și El și vorbesc despre ceea ce este El. La acest moment îl binecuvântăm numele și ne gândim mai mult la atributele Lui. Mai departe, 4 și 5 înseamnă închinare solemnă în interiorul locului sfânt și în Sfânta Sfintelor. Aici, atenția este îndreptată exclusiv spre Dumnezeu. O atmosferă de reverență liniștită înseamnă genunchieri, înseamnă lacrimi, înseamnă mâini ridicate. La acest moment, pe care foarte mulți lideri de închinare nu-l gestionează neapărat cel mai bine, aici se potrivește o cântare de genul „Du-mă lângă tine”. Este intimitatea. Este intimitatea cu El. Și atunci când stăm în intimitate cu El, nu e grabă. Nu trebuie să ne uităm neapărat la ceas. Vă rog să mă înregistrați, lider de închinare. Deci dacă mai vreți să zăboviți aici, vă dau din timpul meu de predică, nu mă supăr. Deci dacă duceți biserica în prezența lui Dumnezeu și E la acest moment, e ok. Pentru că scopul întâlnirii nu este să ne spunem predici. Nu ăsta este scopul. Scopul este să ne întâlnim cu Dumnezeu. Am trăit lucrul ăsta când eram la cealaltă sală. A fost închinare așa că era deja fără 10, nu mai avea sens să mai predic. Și nu m-am supărat. Biserica a fost atinsă. Până la urmă, asta este scopul. Nu e despre numele meu, despre ce pot eu să fac sau despre asta. Este despre întâlnirea cu Dumnezeu. Și una dintre greșelile pe care le fac liderii de închinare aici este că după ce i-a ajuns pe oameni în Sfânta Sfintelor, aduce un cântec care îl duce înapoi în curte. Un cântec zgomotos de laudă care îl deconectează. L-ai adus în prezența Domnului. Fă liniște. Un lider de închinare se tem de liniște. Dragilor, nu e o problemă să fie liniște. Nu se supără nimeni sau nu crede. Și dacă crede cineva, n-are importanță. Nu are importanță dacă cineva crede că, bă, ăștia nu mai știu ce să facă acum. Stau, se gândesc ce să facă. Nu știu câți dintre voi ați fost la conferința cu Martin Smith. Pe de închinare. Acum un an, cred că. A fost un moment, nu știu cât l-ați prins acel moment. A fost un moment în care, după vreo două cântece, cred, Martin Smith s-a retras de la microfon, a stat în spate, și-a pus chitara pe suport și doar a stat în prezența Domnului. Clapa, chitara, mergea mai departe. Și poate că unii s-au gândit că se mai gândește ce să facă. Da, un lider de închinare stă în prezența Domnului și așteaptă. Doamne, ce vrei să fac acum? Lista mea e aici. Dar nu asta contează. Contează să-i duc pe oamenii aceia în prezența Domnului. Contează să se întâlnească fiecare cu tine. Nu este despre o listă. Nu este despre ce am pregătit. Martin Smith a stat și a așteptat. Și după 5 minute, știți ce s-a întâmplat? Dintr-o dată sala a început să cânte. Nu era nimeni care a dat tonul. Dintr-o dată sala a început să cânte în limbi. Dintr-o dată a fost o prezență manifestată a Duhului Sfânt extraordinară. Asta înseamnă că nu e despre tine. Că nu e despre ce faci tu. Nu ești tu în control. Dai controlul Duhului Sfânt. Duhului Sfânt. E despre ce faci tu. Tu ești în control. Înseamnă să stai liniștit. Scopul formatului de închinare, de laudă și de închinare, este să-l aduci pe om în prezența Domnului. În care El să stea liniștit și să vorbească Domnului. Să vorbească inimii Domnului. Este despre acest lucru. Apoi, după acest moment, se poate încheia cu un cântec declarație.
Îmi doresc un cântec de aici compozitori. Un cântec gen a unei cântărețe care spune I speak Jesus. Vorbesc numele lui Iisus. Se poate încheia cu un cântec declarație în care declarăm scopurile lui Dumnezeu. În care declarăm ceea ce este El pentru viața noastră și pentru comunitatea noastră, pentru biserica noastră. În care declarăm realizările și ceea ce vrea Dumnezeu. Pregătim trecerea la următorul moment, la predică sau la alte lucruri. Un alt model, și o să mă apropii de încheiere, un alt model, după zeci de ani, al lui Espinoza Wimber, care merge, urmărește modelul acesta biblic, ca să-l trec foarte repede în revistă, urmărește acest model biblic, dar este ajustat după zeci de ani de experiență de închinare în bisericile Vineyard. El spune așa, după Psalmul 95, este unul care urmărește exact versetele din Psalmul 95, faza de invitație. Versetul 1 spune, veniți să strigăm de bucurie către Domnul, să strigăm către stânca mântuirii noastre. Este faza în care invităm pe toată lumea să vină la închinare. Să-și lase gândurile, să-și lase sarmalele pe foc, să-și lase orice alte grijuri și orice alte lucruri. Veniți să ne închinăm Domnului. Veniți să strigăm spre El. Veniți și haideți să focalizăm atenția noastră înspre ceea ce urmează. Înspre întâlnirea din Sfânta Sfintelor. Înspre întâlnirea cu El. Versurile sunt adresate mai ales oamenilor și mai puțin direct lui Dumnezeu. Haideți să ne închinăm Domnului. Și da, acest lucru, această fază poate fi făcută și prin devoțional, nu este neapărat să fie un cântec, și un devoțional poate să adune lucrurile și să pornească mai departe. Următorul slide. Mai departe. Faza de angajament. Versetul 2 din Psalmul 95 spune să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări. În această fază, oamenii se apropie de Dumnezeu. Iar acum, versurile se adresează direct Domnului. Nu mai vorbim oamenilor, vorbim Domnului. Următorul, faza de exaltare. Lucrurile merg crescendo. Și la acest moment, psalmistul spune căci Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mâini adâncimile pământului, înălțimile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o. Iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit. În acest moment, biserica și credincioșii cântă Domnului cu putere. Este momentul cântecilor dinamice de laudă, care vorbesc și se adresează, în primul rând, atributelor transcendente a lui Dumnezeu. Aici este vorba de a aminti atribute de transcendență, înseamnă care sunt doar ale lui Dumnezeu, care sunt din seria omni sau atotputernic, a tot prezent, a tot cunoscător, El este veșnic, El este imuabil, neschimbător, este stânca mântuirii noastre, este Cel care este dincolo de orice înseamnă omenesc. Maestate, glorie, putere. La acest moment, faza aceasta, înseamnă să mă adresez atributelor lui Dumnezeu de acest mod. Următorul punct, faza de adorare. Psalmistul spune, veniți să ne închinăm și să ne plecăm, să ne genunchiem înaintea Domnului, Creatorul nostru. La acest moment dinamica scade, iar cuvintele cheie sunt Tu și Iisus. Ne închinăm, Te adorăm. Și vreau să pun în paralel cele două faze. Faza de exaltare înseamnă că vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu și primește expresie transcendentă a Lui, măreția Lui, maestatea Lui. În faza de adorare, amintim mai mult prin cântece imanența Lui. Imanența Lui înseamnă acele atribute care vorbesc despre relația, despre relația cu El. Aici accentul cade pe relație. Ceea ce ești Tu pentru mine, Doamne, Tu reprezinți totul pentru mine. Tu ești totul pentru viața mea. Bunătatea Ta mă însoțește toată viața. Și vorbim despre lucrurile care sunt legate de atributele relaționale ale lui Dumnezeu. Pentru că inima noastră se apropie de El, deja suntem în Sfânta. Următoarea fază, faza de intimitate. Căci El este Dumnezeul nostru
iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii Lui sale. Ultima fază înainte de încheiere, cea de intimitate, este cea mai liniștită și cea mai personală. Aici ne adresăm Lui Dumnezeu ca și Ava, ca și Tati. Și versurile iau acum o formă foarte personală. Un alt model, de exemplu, eu de tine am nevoie. Aici este ceea ce eu îi spun lui Dumnezeu. Cât de important e pentru mine. Cât de important este pentru viața mea. Ceea ce eu simt pentru El. Ceea ce simt pentru că El reprezintă pentru mine. Și acesta este faza de intimitate. Faza liniștită în care aici Dumnezeu vorbește. Și vreau să fac o paranteză. Este similar cu rugăciunea. Eu nu știu dacă vouă vi se întâmplă, mie mi se întâmplă. Ne spunem rugăciunile uneori și uităm că rugăciunea mai are o fază. Ascultarea. Noi suntem așa de preocupați să-i spunem noi lui Dumnezeu toate, dar uităm că dacă i-am spus ceva lui Dumnezeu, și El vrea să ne vorbească. Dar uneori așa de mult vorbim noi și ne turie gura, că Dumnezeu spune, aș avea și eu ceva să-ți spun. Dar nu mai încape. Că noi ne-am spus rugăciunile și gata, ni s-a terminat timpul. Însă când avem răbdare să stăm înaintea Domnului, să nu spunem nimic, ghiciți ce se întâmplă. Domnul ne vorbește. Atunci când prin credință așteptăm înaintea Lui, ne-am terminat noi timpul nostru și stăm să-L ascultăm. Domnul ne vorbește. Vorbește inimilor noastre. Și acesta este scopul acestui format. Să ajungem la intimitate când noi spunem Domnului și așteptăm să ne vorbească El. Așteptăm să spună mie, astăzi, în ziua de azi, nu că mi-a vorbit acum o lună și mi-a dat o direcție, aștept azi să vorbească Domnul. Aștept azi să vorbească inimile mele. Să-mi spună mie ceva. Sau pur și simplu să-mi confirme. Te iubesc. Încă te iubesc. Sunt lângă tine. Încă am lucruri să spun. Încă am planuri pentru viața ta. Sunt lucrurile de care fiecare dintre noi avem nevoie. Vreau să revin în încheiere. Am încercat prin aceste două mesaje să ne provocăm pe fiecare dintre noi să mergem mai departe. E foarte ușor să cădem într-o închinare sufletească. E foarte ușor să ne mulțumim, să ajungem poate în fața porților templului sau în curte. Și e bine, e bine, nu, puțin ajung. Sau foarte ușor putem să cădem, mă refer ca și creștini individuali sau ca și echipă sau ca și alții. Alții nu sunt aici, noi suntem mult mai departe decât alții. Dragilor, nu trebuie să ne comparăm cu nimeni. Cel care a avut 3 talanți, nu s-a uitat la cel care a avut 1 și a zis, a, eu stau bine, eu am 3, el are numai 1, eu stau bine. A spus, am primit 3 talanți, pentru gloria lui Dumnezeu trebuie să mai aduc încă 3. Iar cel care a avut 5, nu s-a uitat și a spus, oh, 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 eu stau foarte bine față de ceilalți. El s-a uitat, dacă Domnul mi-a dat așa de mult, pentru că îl iubesc, voi face foarte mult și voi merge mai departe cu el. Deci, dragilor, am fost aceste mesaje, nu pentru ca să spun că nu suntem buni sau că nu e ok, ci ca să vă provoc la mai mult. Domnul nostru este mare și nu ne putem permite să renunțăm, să-L căutăm mai departe, să-L cunoaștem mai mult, să ne apropiem mai mult de El. Și Domnul să ne ajute să experimentăm de fiecare dată când ne întâlnim acea intimitate cu El, acea prezență manifestată a Lui, a puterii Lui în mijlocul nostru. Amin. Mă gândeam în timp ce vorbea Traian că închinarea are atât de multe aspecte. Închinarea trebuie să umple toată viața noastră. Și de multe ori o limităm la
o listă de cântece și dacă numeri lucrurile, dăm vina pe echipă. Adevărul este că echipa de închinare fără închinători este o trupă de muzică. Poate ei se închină, dar provocarea este ca noi, ca biserică, să ne închinăm. În ultima instanță, provocarea este personală, ca eu să fiu un închinător. Pentru că femeia pune o întrebare foarte personală și era doar ea cu Domnul Iisus. Unde ne închinăm? Și Domnul Iisus îi spune, femeie, nu spune samaritenilor, spune femeie și azi îmi spune mie valid. Adevărat, închinător se închină Tatălui în Duh și adevăr, pentru că Tatăl este Duh, este o legătură, o unitate a Duhului, pentru că Duhul meu este din Dumnezeu. Este ceea ce vine din Dumnezeu și este o aducere acasă în Tatăl, a Duhului meu, închinarea. Pentru că dacă este o închinare trupească doar, este o unitate cu locul de unde vine trupul, cu țărâna. Dacă este doar sufletească, este o închinare, o legătură cu sentimentele, cu ceea ce suntem noi. Dar El vrea o legătură cu El. Atunci când aducem copiii noștri pentru binecuvântare, este un semn de închinare. Este o recunoaștere a dependenței de El. Doamne, mi-ai dat copii, dar nu pot să realizez ceea ce ai Tu în inimă pentru copiii mei decât cu ajutorul Tău. Am nevoie ca Tu să pui mâinile peste ei, ca Tu să iei în mâna Ta. Și când nu și mi-a zis că o mamă vrea să-și aducă copiii la binecuvântare, și am zis, wow, Doamne, ce vrei să ne spui? Care este provocarea pe care Tu o ai pentru noi? Și Duhul Sfânt mi-a zis, Vali, sunteți într-un sezon, lumea este într-un sezon în care diavolul are niște planuri și vreau să le știți. Și în câteva cuvinte vreau să demasc planul diabolic împotriva copiilor. Planul diabolic al diavolului făcut prin lume. Știți, este un verset în Proverbe 22:6, unde Dumnezeu ne spune ceva. Învață pe copil calea Domnului și când va fi mare, nu se va depărta de la ea. Da? Deci Domnul spune, învață-l pe copil să mă cunoască, să mă iubească și când va fi mare, mă va iubi. Și noi ca părinți ne gândim, are vreme când va fi mare. Pentru că lumea ne-a învățat și ne-a spus, părinților, lăsați-i în pace pe copii. Când vor fi mari, lumea spune asta, când vor fi mari, vor decide. Și Domnul spune, învață-l când e mic. Ba, pe de altă parte, lumea a luat copiii și învață calea ei. Diavolul spune creștinilor, fraierilor, ascultați-mă pâine, lăsați-i când sunt mari. Acum ați mici, trebuie să joace, trebuie să învețe, trebuie să facă toate lucrurile. Dați-le telefonul, dați-le jocurile. Lăsați-i să se demonizeze cu jocurile, pentru că atunci când vor fi mari, vor afla despre Dumnezeu. O minciună cât se poate de gogonată, crezută de foarte mulți creștini. Pentru că noi alegem să nu credem ce spune Dumnezeu, ci să credem ce spune lumea. Dar lumea a ales să creadă ce spune Dumnezeu. Diavolul a zis. Și LGBT-ul începe să învețe toate prostiile de mici. Îți duci copiii la grădiniță și vine tovarășa. Are barbă și fustiță și spune, s-ar putea să nu știi ce ești. Dumnezeu a făcut omul parte bărbătească și parte femeiască. Bineînțeles că omul este din Dumnezeu și are acea parte care e. Dar vrea ca să deturneze, să ducă, pentru că el știe. Diavolul este expert în a aplica Biblia în favoarea lui. La Adam și la Eva a venit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este Biblia. Și a spus, oare? A venit la Domnul Iisus și a spus, fă cu tare, fă cu tare.
Acum el ia Biblia, pentru că totdeauna a luat-o și o folosește în scopul lui. Și acest verset îl ia și îl folosește în scopul lui. Și Dumnezeu spune, eu vreau copiii la mine. Amin. Aduceți, lăsați copiii așa să vină la mine. Și este pasajul din Marcu, în capitolul 10, de la versetul 13, și spune, au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ei, ucenici, au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a îmbrățișat, spune în original, i-a îmbrățișat. Și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Întrebarea este, cine vrei să pună mâna pe copiii tăi? Vrei ca Dumnezeu să pună mâna sau vrei ca diavolul să pună gheara peste copii? Dumnezeu spune că El vrea să-și pună mâinile. El vrea să-i îmbrățișeze. Pentru că suntem din Dumnezeu, suntem din inima Lui și avem un loc în inima Lui. Copilașii tăi au un loc în inima Lui Dumnezeu. Nu pe Facebook, nu, chiar dacă le folosim. Dar El vrea ca tu să vii înapoi la inima Lui. Și aici este un lucru care e foarte dureros. Spune că adulții au împiedicat copiii să vină. De multe ori părinții împiedică copiii să vină la Hristos. Odihnește-te, duminică, că hai de mine. Hai să mergem acolo. Da, trebuie. Da, uneori ne luăm vacanță, mergem, trebuie asta. Dar stai acasă, odihnește-te. Este relaxare. Dragul meu, atitudinea lui Dumnezeu împotriva acestor gesturi, acestui mod de a gândi, este că Dumnezeu s-a mâniat. Îl mânii pe Dumnezeu atunci când faci lucrul ăsta. Pentru că copiii poartă în ei împărăția. Natura împărăției este în ei. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu. Ei se potrivesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Cel mai bine acolo, în acea perioadă, se mulează cel mai bine pe împărăția lui Dumnezeu. În această perioadă pot să plantez împărăția lui Dumnezeu cel mai bine în copii. A fost foarte multă vâlvă de statistici, dar bisericile au intrat în panică pentru că bisericile încep să piardă copiii, se piardă tinerii. Și au intrat în panică și au zis, ce se întâmplă? Și au zis, noi le spunem din cuvânt, dar nu ne ascultă. Vorbim, predicăm, dar nu ne ascultă. Ceva este acolo și s-au dus acest verset și au zis, wow, au luat acest verset și l-au dus în împărăția diavolului și a dat putere. Și atunci au apelat la cei de la Barna Group, cei care studiază astea, au dat o grămadă de bani, nu mai țin minte exact cât au cheltuit, dar ăștia sunt foarte scumpi, dar rezultatele lor sunt foarte, probabil a fost de ordinul câteva milioane de dolari. Și cei de la Barna Group au spus în felul următor. Copiii, valorile și deciziile lor de viață le au până la 13 ani. Între 8 și 13 ani este timpul în care transmitem valori și alea sunt valorile după care se vor ghida. Sunt puțini care își schimbă valorile după aia. De aceea la 13 ani se închide ușa pentru părinți. Dacă până la 13 ani nu ai influențat viața lui, nu ai un loc în care să vorbești în viața copilului tău, la 13 ani stântește ușana și spune, mă descurc singur. Ceea ce vorbești tu este depășit. Eu deja știu totul. Îmi conduc viața. Dragii mei părinți, provocarea de astăzi este lăsați copilașii să vină la Iisus. O provocare mai personală, aduceți-i la Iisus.
vorbiți-le, iubiți-i ca și Domnul Iisus. Faceți-i parte din relația cu Domnul Iisus. Ei vor învăța lucrul ăsta atunci când tu ești într-o relație personală și îi aduci pe ei. Ce facem azi? Azi ne închinăm. Azi îl iubim pe Domnul Iisus. Am în minte o imagine extraordinară. Era închinare în Biserica Bethel, Jeremy Riddle, unul din lideri, era cu copiii lui lângă el. Și nu conducea închinarea, ci era în biserică. Iar cameramanul a făcut un lucru extraordinar. A focusat pe familia lui Jeremy. Și el era acolo cu copiii lui. Se închina. Și pe buzele lui s-a putut citi când a spus copiilor: dragii mei, noi îl iubim pe Domnul Iisus și aici și acolo. Aici ne închinăm ca și acolo. Pentru că El este același. Platforma nu te face un mai mare închinător. Aici ne închinăm. Și noi ca familie ne închinăm. Și copiii lui se închinau ca și el. Se uitau la el și copiau gesturile lui. Dragii mei părinți, copiii voștri vor copia lucrurile care le faceți. Poate spui: oh, dar eu nu am făcut nimic care. Dragul meu, indiferența este ceva ce se transmite. Desconsiderarea este ceva ce se transmite. Oh, nu contează. Știi ce mai spune copilul? Nu contează. Nu contează deloc, pentru că tata și mama nu fac lucrul ăsta. Și degeaba vei încerca să convertești lucrurile mai târziu. Va fi greu. Astăzi este această provocare și vreau să o chem pe Emanuela cu copiii să vină jos. Și vreau să vă invit pe dumneavoastră să ne ridicăm în picioare. Nicu, haide și tu, că-s doi copii și vrem să îi binecuvântăm. Și am să încep cu Alexia. Dăm la Nicu microfonul ăla. Îmi dai voie să te îmbrațe? Știu că ești o șmecheră. Și noi suntem chemați să punem numele Domnului și facem lucrul ăsta cu Alexia Daniela. Și spune așa: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Alexia Daniela. Domnul să facă să lumineze lui, fața lui peste tine, să se îndure de tine, Alexia Daniela. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Alexia Daniela. Și Doamne, ne rugăm și o binecuvântăm pe Alexia. Să fie o fată peste care numele Tău să odihnească și îndurarea Ta să fie totdeauna peste ea. Să fie o fată care să influențeze generația ei. Dar, Doamne, ridic-o ca în generația ei să fie o voce, să fie un om al păcii, un om care să aibă pace și să ducă pace. O binecuvântăm cu înțelepciune, cu pricepere. O binecuvântăm, o Doamne, cu binecuvântările cerului și pământului. Și îți mulțumim, o Doamne, că Tu o crești să o duci în destinul ei. Și, Doamne, o binecuvântăm pe mama ei, ca să fie acolo cu înțelepciune să o călăuzească, pentru ca tot ce ai Tu în inima Ta de tată să vină în ființă. Amin. Îl țin în brațe și pe Alexei și o să ne rugăm pentru el. Stegerean Alexei. Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Alexei. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Alexei. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Alexei.
astfel să puneți numele meu peste copiii din Philadelphia și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul. Tată drag, îți mulțumim pentru Alexei și îl binecuvântăm, Doamne, și rostim peste el favoarea Ta și binecuvântarea Ta, Doamne. Și, Doamne, ne rugăm, Doamne, ca orice a fost negativ peste viața lui până în acest moment, orice cuvinte negative, orice influență negativă, să nu mai aibă nici o putere peste el, Doamne. Și, Doamne, ne rugăm ca în acest moment, Doamne, viața Ta să-l inunde. Doamne, planurile Tale, gândurile Tale bune, Doamne, să vină peste el, peste mintea lui, peste sufletul lui, peste duhul lui, Doamne, și în întregime, Doamne, să fie binecuvântat. Doamne, ne rugăm să-l protejezi de boli, de accidente, de oameni răi, de lucruri rele. Și, Doamne, favoarea Ta să fie din plin peste toată viața lui. Îl binecuvântăm, Doamne. Declarăm peste el, Doamne, că Tu vei aduce schimbare în generația lui prin el, Doamne, și Tu vei face lucruri mari prin el, Doamne, în numele Iisus Hristos, pentru că din acest moment el își trage originea din Tine. Doamne, îl binecuvântăm și îți mulțumim pentru binecuvântările care vin peste el, peste familia lui, peste casa lui, în numele lui Iisus. Amin. Sunt mulți copii. Pe care Dumnezeu ne-a dat cu destine mari. Eu cred și rămân credincios promisiunilor lui Dumnezeu că El a ridicat în această perioadă o generație de Iosif și Daniel. Oameni speciali. Acei oameni pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să aducă în guvernare, în conducere, pentru ca să schimbe destinele unei națiuni care strigă către Domnul. Și eu știu sigur că El este credincios. Tată, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că întotdeauna Tu ne binecuvintezi. Întotdeauna Tu ai pentru ei gânduri de binecuvântare, gânduri de viitor, gânduri de nădejde. Întotdeauna Tu lași peste noi bunătățile Tale, Doamne, și îți mulțumim că ne dai voie, Doamne, ne onorezi să fim parteneri cu Tine la extinderea împărăției. Și, Doamne, sunt atâtea lucruri care sunt în inima Ta de Tată pentru ca împărăția să se extindă în Baia Mare, în împrejurimă, Doamne. Și îți mulțumim că, Doamne, ne faci parteneri și în finanțarea acestor lucruri, Doamne. Binecuvântând locurile noastre de muncă, afacerile, Doamne. Doamne, în această perioadă, Doamne, rostezi binecuvântarea lui Isaac peste fiecare din Biserica Philadelphia. Doamne, în vremuri în care alții vorbesc criză, alții vorbesc secetă, vorbesc foamete, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, și bazați în cuvântul Tău, rostezi binecuvântarea lui Isaac, Doamne, rostezi binecuvântarea însuțită, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu faci să curgă binecuvântările Tale și să aducă roadă, pentru că Tu nu ești dependent, Doamne, de nici o resursă, pentru că Tu ești resursa noastră. Amin. Amin.